Bun găsit la meditația de seară despre când mustrarea este necesară. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Deși cuvintele noastre trebuie să fie întotdeauna amabile și blânde, nicio afirmație nu trebuie să-l determine pe făcătorul de rele să creadă că faptele lui sunt acceptabile înaintea lui Dumnezeu. Făcătorii de rele trebuie să fie sfătuiți și mustrați. Inima slujitorilor lui Dumnezeu va fi plină de dragoste și de simpatie față de cei greșiți, dar nu vor folosi niciun cuvânt dulceag cu privire la păcat. Ei vor manifesta o prietenie adevărată care mustră greșeala și păcatul fără părtinire și fără ipocrizie. Iisus a trăit în mijlocul unei generații păcătoase și perverse. Dacă i-ar fi lăsat pe oameni neavertizați, el nu ar fi putut să împace lumea cu sine, iar lucrul acesta nu ar fi fost în concordanță cu planul de mântuire.